Da, adică asta e timpul. Dacă ai dacă, da. Chiar în teritoriu a terenurilor pentru joaca publică. Vom merge cu formula, cred că vom realiza-o în timpul cel mai apropiat. Și vreau să vă doresc într-un ceas bun și cu Doamne ajute și să o repet încă o dată, să ne prezentați la nivel național și internațional. Cred că la noi în teritoriu majoritatea vor fi campioni. Aproximativ un an de zile în urmă, cunoscându-vă cu intenția Academiei de Șah de a populariza jocul respectiv în cadrul Republicii, m-am adresat domnului președinte Viorel Iordachescu cu un demers de a deschide o filială și în liceul Nicolae Ciorescu. La repede diferite vârste, dar iată, șahul nu era practicat în liceu. Și această intenție, cred eu, vedeți astăzi, dă primele roade, punem temelia viitorului club de șah în liceul Nicolae Bălcescu, unde vor avea posibilitatea să ocupe nu doar elevii, dar și cei în vârstă. Sper la o colaborare pe viitor fructuoasă și începutul să se dezvolte și să, într-adevăr, posibil, nu excludem faptul că vom avea campioni în măcar a Republicii și din cadrul liceului. Pentru noi este foarte important să aducem șahul nu numai în Chișinău, dar și în toată Republica, pentru că talente se nasc pretutindeni peste tot. Nu sunt mai multe talente în Chișinău sau mai puține aici, din potrivă. Aici copiii sunt cu mai mare ardoare, cu mai mult dorință de a obține ceva în viață și noi mergem pe această formulă să găsim talente în toate colțurile ale Moldovei. Și vreau să mulțumesc domnului director că una din primele noastre inițiative, deci este Comuna Ciorescu, aici de câteva ori vreau să mulțumesc pentru că mi-a scris și atunci o scrisoare și a doua oară și am venit, am dat în simultan, aici a fost, mă înțelegeți și acum, avem ceva real, deschidem această filială, acest colțișor de șah în Comuna Ciorescu. Deci scopurile Academiei sunt de a promova șahul în rândurile tinerii generații, deci avem mai multe acțiuni concrete, în primul rând este organizarea campionatelor școlare, la nivel de școală, la nivel de raion și la nivel republican. Mai departe vrem, deja am început pregătirea pedagogilor care vor preda șahul în școli. A fost primul seminar de pe data de 22 până pe 26 august, la care au fost 302 pedagogi din toată Moldova, inclusiv și din Comuna Ciorescu. Încă un proiect foarte mare vrem ca aceste colțuri de șah, aceste centri șahistice să fie dotate cu tot inventarul necesar,
începând de la șahuri, table demonstrative, ceasuri și, bineînțeles că cel mai important, este manualul de șah, după care se vor conduce și copiii, dar și pedagogii. Noi deja l-am elaborat, l-am scris, acum merge redactarea și sperăm peste o lună, două să fie editare și vom putea transmite aceste manuale pentru elevi, pentru a progresa mai repede. Pentru că, bineînțeles că șahul este și sport, dar deja sunt și cunoștințe pe care trebuie să aplicate. Eu mă apropii iarăși, faceți mutare. Deci mutarea faceți numai în prezența mea, da? Bună, succes! Nu spate, că n-a venit tu. Eu putem să-l iau din prima, dacă o luăm așa. Eu nu știu, dar să vedeți, dar am de-am așa. Da, este în păcat, în tamă nu se mai salvează, da? Nu juca așa, de tot sunt te grecești. Mai gândește dacă vezi, știi? Așa trebuie să te gândești. Până facem... Stimați și prietenii, colegii, să vedeți că și este. Nu te trebuie, vezi că așa cu asta nu se joacă. O să te mai gândești un pic. Ce mutare ai făcut tot? Ai jucat așa, probabil, da? De bun, că... Ai jucat așa? Nu, ultima a fost pe nu, cred. Așa a fost. Un pion, nu? E un pion și așa, știi? Bani și bani pion. Sau nu? Ca. Asta, asta. Așa. Este doamna mai întâi, pentru că o mai domn de azi înainte, permanent cuvântul este foarte, foarte fost în urmă, că în liceul Nicolae Bălcescu, la moment, avem elevi campioni ai Republicii la lupte libere, avem campioni și premianți ai europeni la rugby, cât și la lupta voievod. Șahul a binevenit și el și am decis să-l întâmpinăm în Casa Mare. Competițiile la șah și, în genere, ocupația cu șah cultivă la fizică, la elevi și la cei în vârstă acurateța, responsabilitatea, stima reciprocă, ceea ce sperăm că se va încetățeni și în liceul Nicolae Bălcescu. Își fac actualmente studiile în liceu 686 de elevi, dintre care un număr în jurul de 25 de persoane deja au declarat că ar dori să se ocupe în secția de șah care va fi deschisă în liceu în timpul apropiat. Sperăm și acele tradiții de a avea campioni republicani și chiar, de ce nu europeni, se va răsfrânge și asupra domeniului șahistic. Niște mișcări mai... ingenioasă așa.